În urma sesizărilor făcute de reporterii Roman TV către directorul Direcției de Sănătate Publică, Radu Firăstrău, garsoniera din cartierul Muncitoresc în care un bărbat depozitase 4 tone de gunoi, a fost salubrizată. După cum se poate observa în filmulețul trimis la redacție, operatorii ajunși la fața locului au scos gunoiul pe fereastră, aruncându-l direct în camionul firmei. Aș dori să mulțumesc postului de televiziune Roman TV pentru toate demersurile și implicarea în curățarea garsonierei de pe Alea Revoluției cu deșeurile și infecția care se află la 15B și tuturor organelor care s-au implicat și au reușit într-un final să rezolve problema asta. Rămâne de văzut pentru cât timp garsoniera bărbatului va rămâne așa cum este acum, după proaspăta salubrizare. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică ar mai fi intervenit și în trecut în acest caz pentru a-i igieniza locuința bărbatului, însă după un timp situația a revenit, înrăutățindu-se din ce în ce mai mult. Din ce ne-a comunicat președintele Asociației de Proprietari la ultima întâlnire, firma Rosal a intervenit contra cost pentru a curăța deșeurile din garsonieră. Costul salubrizării a fost suportat de toți locatarii din scară, proprietarul fiind într-o stare de fragilitate mentală.